Mii de ghivece care mai de care mai colorate sunt pregătite să orneze străzile Iașiului. În sere sunt îngrijite 45 de soiuri de crizanteme. În fiecare an, pregătirile pentru zilele orașului încep de aici, din serele municipalității. Și în această toamnă, mii de ghivece vor împodobi orașul, iar Iașul va deveni tărâmul crizantemelor. Din cauza vremii neobișnuit de calde, angajații aplică diverse tratamente pentru ca florile să arate impecabil în preajma zilei de 14 octombrie. Jardinierele cu soiurile timpurii sunt transportate cu camioane în centrul orașului, care va fi plin de oaspeți. Avem undeva la 36.000 de crizanteme, cele mai multe de până acum. În fiecare an am crescut numărul lor, întrucât au fost foarte apreciate și în acest an venim cu număr, iarăși, cel mai mare număr, record, să spunem, pe care l-am avut în serele noastre. Primii pelerini au început deja să vină la Catedrala Mitropolitană. Elena Neagu a străbătut țara tocmai din Călăraș ca să atingă pentru prima dată racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Am înțeles că aici toată lumea vine și pleacă cu inima împăcată și cu problemele toate rezolvate de Sfântă și de Tatăl cel Ceresc și să ne binecuvinteze pe toată lumea și pe toți copilașii și pe noi. Oamenii au venit din timp să se roage ca să evite aglomerația din timpul hramului. Eu nu n-am mai fost de foarte multă vreme, cred că de prin anii 80, când eu am făcut așa este. Da. De unde sunteți? Piatra Neamț. Aici e locul unde ne regăsim, ne reculegem și cu Dumnezeu înainte. Oficial, sărbătorile Iașului vor începe sâmbătă pe 7 octombrie, de la primele ore ale dimineții. După citirea acatistului, începând cu ora 6 în Catedrala Metropolitană și după tradiționala procesiune cu Sfintele Moaște ale cuvioasei Parascheva, racla va fi așezată în baldachinul special amenajat, iar credincioșii se vor putea închina ocrotitoarei Moldovei. Un moment deosebit va fi duminică seara, pe 8 octombrie, când de la ora 19 va avea loc tradiționala procesiune Calea Sfinților. Tot sâmbăta viitoare vor fi organizate mai multe târguri comerciale, unde sunt invitați să participe producători locali și meșteri populari.